De două ori mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 au fost raportate luni din școlile brașovene, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Numărul celor confirmați a crescut de vineri până acum de la 11 la 24 în rândul elevilor și de la 7 la 10 în rândul personalului angajat. Astfel, pe lângă clasele aflate în online din cauza indicelui pe localități, 12 clase cu 312 elevi au trecut în online pentru următoarele 14 zile. Raportat la numărul de infectări totale la nivelul județului, constatăm că cele din educație, atât în rândul elevilor cât și a personalului angajat, este mult mai mic, a explicat Valentin Bucur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Conform prevederilor, acum școala nu se mai închide la 3 cazuri confirmate, deoarece s-a făcut o disociere. La un caz depistat în ciclul primar se închide clasa. La un caz depistat în clasele gimnaziale și liceale se face anchetă epidemiologică și se izolează contactii. La 2 cazuri depistate la clasa de gimnaziu sau de liceu se închide clasa timp de 14 zile. Luni, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a reactualizat și lista cu scenariile în care funcționează școlile din județ în funcție de rata de infectare COVID-19. Astfel, potrivit acesteia, de marți, 16 februarie, 21 de unități școlare din Cristian, Dumbrăvița, Ghimbav, Hărman, Preșmer și Sâmpetru funcționează în scenariul roșu. În acest număr de 21 intră atât unitățile cu personalitate juridică, dar și cele arondate la cele cu personalitate juridică. Scenariul 3 înseamnă că rămân deschise grădinițele și clasele de nivel primar, de la clasa pregătitoare până la clasa a 4-a.